Primarul Timișoarei, Dominic Friț, a semnat memorandumul de înțelegere pentru reabilitarea sinagogii din fabric. La finalul anului trecut, monumentul istoric a fost preluat de către municipalitate de la comunitatea evrească într-o stare avansată de degradare, astfel că necesită lucrări de punere în siguranță, iar apoi reabilitare totală. Aici, sinagoga din fabric, în sfârșit, va fi salvată. Am semnat contractul pentru punerea în siguranță acestei clădiri și, în același timp, lucrăm cu o organizație din New York, World Monuments Fund, la un concept, un proiect pentru o reabilitare mare. Sunt aici cu Javier, un arhitect care o să ne ajute să facem tot așa cum trebuie. How do you like the synagogue? Well, it's an incredible masterpiece of architecture, and we are very happy that we are going to be able to restore it in the next years. Great, thank you for your help. Thank you. Colaborarea municipalității cu cea mai importantă organizație independentă dedicată protejării celor mai valoroase situri din lume implică atât expertiză cât și fonduri. Astfel va fi selectată o firmă specializată pentru analizarea sitului, elaborarea studiilor tehnice și pentru organizarea de ateliere și consultări în vederea transformării monumentului istoric în spațiu pentru cultură și comunitate. Toate costurile pentru această etapă care face tranziția de la lucrările de punere în siguranță la reabilitarea totală vor fi suportate de organizație. Pentru punerea în siguranță, valoarea contractului de proiectare este de 159.000 de lei, iar cel de execuție este de aproape 966.000. Sinagoga fabrică a fost inclusă pe lista siturilor culturale, a căror conservare are o importanță ridicată și va beneficia de fonduri. Sinagoga nouă din fabrică a fost construită între anii 1897-1899.